Salut, sunt Liviu Lambrino și te aștept cu drag la cursul de Cooking Around the World de la Dallas Go. Am primit-o cu zâmbetul pe buze, pentru că nu sunt la prima abatere. Am o experiență de mai bine de 6 ani în mentoring și în partea de formare profesională. E drept pentru bucătari profesioniști. A fost foarte haios începutul. Am început la Masterchef, unde am ajuns fiind înscris aproape cu forța de soție. Dar pentru că mi-a ieșit un preparat bun la preselecție, m-am dus, după aceea s-a activat spiritul meu competitiv, care e destul de bine crescut, și am vrut să văd cât de departe pot să ajung în show-ul ăsta. Am ajuns până în semifinală și am ieșit de acolo bolnav de bucătărie și după aceea cred că bucătăria m-a ales pe mine. Am continuat să gătesc la foc continuu, cum era la emisiune, și încet, încet mi-am făcut o carieră din asta. Am obținut diploma de bucătar, după ce am obținut-o pe cea de bucătar șef, am făcut diverse cursuri de specializare, fiind în partea de învățământ, îți dai seama că am avut acces la o grămadă de traineri și profesori care erau în vizită sau care erau veniți pentru a ține cursurile acolo, deci am beneficiat și eu de acest training. Am deschis destul de multe restaurante pentru care am gândit partea de concept. Am dezvoltat meniul și am implementat fluxurile, inclusiv managementul de echipă. Câteva dintre acestea ar fi Calif, condimental de Calif, pe partea de QSR. Am lucrat pentru cei de la Ancora, pentru Fiore, pentru Ego. Urmează să deschid un fel de stațiune cu circuit închis în Vadu, tot așa ceva similar în zona Buzăului, și ultimul proiect care sper să se concretizeze va fi un restaurant upper gourmet la limita lui fine dining în zona Florească. Sunt bucătar clasic, adică în stilul franțuzesc, dar îmi face plăcere să gătesc mai din toate bucătăriile lumii, ca dovadă că aici la Dallas avem un periplu culinar prin 11 destinații pe care le parcurgem începând din America de Sud și apoi America Centrală și ne plimbăm prin toată lumea pentru a ajunge în Europa, inclusiv cu un popas în România. Deci, cumva, range-ul meu este destul de variat. Întotdeauna îmi face plăcere să mă întâlnesc cu cursanți care intră pentru prima oară într-o bucătărie sau își doresc să facă din bucătărie ceva mai mult decât un hobby. Și cursanții de la Dallas, bineînțeles că nu fac excepție, entuziasmul lor este molipsitor și bucuria cu care mă așteaptă de fiecare dată să intrăm în sala de curs și să descoperim împreună ce minuni mai putem găti. Felul în care este structurat cursul este puțin diferit de restul școlilor de gătit din București. Respectiv, avem aceste destinații culinare, 12 la număr, pe care le explorăm împreună săptămână de săptămână. Cursul durează 12 săptămâni și practic avem de gătit între 3 și 5 feluri de mâncare din fiecare zonă geografică pe care o explorăm. Însă acesta este doar un pretext, pentru că împreună cu aceste rețete eu încerc să le arăt studenților cât mai multe tehnici culinare pe care să le poată aplica indiferent de tipul de gastronomie pe care îl practică, chiar dacă e vorba de o rețetă românească sau chiar dacă este vorba de o rețetă care vine din Vietnam. Peștele se gătește oarecum la fel. Îți dai seama că trecând prin 12 zone geografice diferite din toată lumea, avem oportunitatea să ne ocupăm cam de toate tipurile de legume și cam toate tipurile de proteină care există. De exemplu, astăzi vom găti bucătărie din America Centrală și focusul este pe pește. Săptămâna trecută am avut bucătărie din Argentina și, bineînțeles, focusul a fost pe carnea de vită. Vom avea o bucătărie asiatică, când ne vom concentra mai mult pe partea de ingrediente speciale, arome, condimente și legume, și tot așa, fiecare periplu, fiecare stop este doar un motiv pentru a ne uita și a vedea ce se întâmplă în zona respectivă, care sunt ingredientele fresh pe care oamenii le folosesc, care sunt tehnicile culinare și, bineînțeles, care sunt combinațiile și profilele de gust pe care le putem obține.
Aplicăm o gamă largă de tehnici culinare, pornind de la gătire chimică, folosind doar marinade sau acizi, până la toate tipurile de gătire, trecând prin gătirea la tigaie, gătirea la cuptor, gătirea sous vide, gătirea la grill. În practic, dacă găsim un preparat interesant pentru care reușim să găsim ingrediente cât mai aproape de cele originale, nu modific tehnica de gătit și încerc să păstrez preparatul cât mai aproape de original. Încercăm să folosim cele mai proaspete ingrediente pe care le putem găsi. Cumpărăturile se întâmplă maxim cu o zi înaintea cursului, dar 90% din cazuri în ziua cursului. Și e un efort continuu pentru că încercăm să găsim cele mai bune surse, evităm pe cât posibil supermarketurile, încercăm să găsim producători sau importatori de lucruri care chiar vin din zonele respective. Sigur că da, încercăm să realizăm niște rețete bune și gustoase, dar nu vrem să pierdem focusul de pe partea de pierderi. Încercăm să avem pierderi zero sau cât mai reduse și pentru aceasta găsesc aproape întotdeauna câte o rețetă sau o idee de preparat pe care să le explic elevilor, pornind de la ce rămâne, de la tăieturile de căzăturile de cuțit, de la resturile de legume, de la resturile de proteină care rămân la curs, niciodată nu se aruncă și întotdeauna există un preparat, două sau trei, care pot fi gătite foarte bine și corect din aceste resturi. Încercăm să fie o experiență 100% hands-on, să aibă ocazia să curețe legume, să aibă ocazia să tranșeze un pește, să aibă ocazia să fasoneze o bucată de carne, să tragă de o tigaie, să învețe care sunt caturile pe care le pot face cu un tocător și cu un cuțit, de ce legumele sunt potrivite tăiate într-un fel, într-un preparat și trebuie tăiate în alt fel, în alt preparat. Încerc să le dau foarte multe explicații în spate, mai puține dogme, astfel încât omul să înțeleagă logic de ce o operațiune trebuie făcută așa și nu altfel. Cred că e un lucru foarte important ca ei să vadă cât mai multe tehnici, să înțeleagă principiile după care funcționează bucătăria și nu atât să învețe pe din afară rețete, pentru că dacă nu faci decât să înveți pe de rost niște rețete, la sfârșitul zilei vei putea să gătești doar acele rețete. Dacă înveți niște tehnici și înțelegi cum se gătește o bucată de carne, oriunde vei întâlni, de exemplu, vită, vei ști să o gătești, oriunde vei întâlni pește, vei ști să-l gătești. Restul sunt tehnici, tricuri, un pic de simț propriu cu care vine fiecare, cât de îndemânate e în bucătărie și toate lucrurile astea vin să formeze individualitățile pe care le căutăm la sfârșitul cursului. Dacă ei își doresc după aceea să aprofundeze acest lucru și să devină bucătari, cred că de aici pornesc cu o bază solidă și măcar cu o idee destul de clară spre ce direcția bucătăriei ar fi mai bine să se îndrepte. Cred că acest curs este pentru toată lumea. Poate fi un hobby foarte interesant la sfârșitul programului, în moment în care să pur și simplu să uiți de nervii din timpul zilei și să vii aici să te relaxezi împreună cu alți pasionați de gastronomie, sau poate să devină punctul focal al hobby-ului tău, sau, de ce nu, un început de carieră. Avem persoane foarte diverse la curs, de la copii de 11 ani până la doamne de 55-60 de ani, care au gătit o viață întreagă, dar acum sunt aici ca să învețe cum se fac lucrurile altfel, așa ca profesioniști. Atunci când farfuria pe care o trimit se întoarce boală sau atunci când studenții pe care îi pregătesc mă sună sau îmi trimit fotografii cu preparatele lor și îmi spun: a fost un deliciu farfuria asta, aplauze la scenă deschisă. Reușitele lor și, în general, farfuriile cu gust sunt cele care mă mână în lucru. Îmi doresc să transfer către cei care sunt pasionați și doresc să învețe ce am reușit eu să învăț din bucătărie în toată această perioadă de când mă ocup de acest domeniu. Și cred că e un moment frumos să poți să dai mai departe ceea ce ai învățat, felul tău de a face lucrurile, și să vezi că oamenii rezonează și că înțeleg și duc mai departe în felul lor tehnicile și informațiile pe care tu le-ai predat.